Bună dimineața, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a matinalului de vară. Timp de oră vă invit să rămâneți doar la VSTV Regional pentru a afla noutățile din subiectele de actualitate. Alături de mine în această dimineață o avem pe Mihaela Leș, care ne va vorbi despre proiectele pe care le-au avut în ultima perioadă, ce ați mai făcut de când nu ne-am văzut și ce urmează să faceți în această vară. Bună dimineața! Bună dimineața și bine te-am revăzut într-un cadru natural. Cei drept este mai frumos decât la voi în studio și mă bucur că fac parte dintre invitații voștri. Am avut un an încărcat pentru că, nu știu dacă ne-am văzut în ultimul an de la tabăra trecută. Am avut tabăra de vară. În acest moment suntem în pregătirea taberei pentru acest an și între timp ne-am găsit oarecum o extensie a noastră în rândul copiilor, pentru că noi facem lucrurile acestea voluntar ca și asociație și am reușit să aducem voluntari străini din Spania, Italia, Cipru, care să fie în permanență în relație cu copiii și să desfășoare activități zilnice cu ei. Astfel, în județul Caraș-Severin avem un proiect care este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus și am reușit să aducem 5 voluntari străini din Spania și din Cipru. Ei vor sta în România din anul trecut noiembrie până în septembrie anul acesta și oarecum noi îi privim ca mâinile noastre întinse în rândul copiilor, pentru că proiectele noastre au vizat întotdeauna continuitate și ne-am dorit să avem un impact, chiar dacă nu în viața a sute de copii, pentru că fizic nu avem cum să ne împărțim. Avem un grup de 70 de copii care participă săptămânal la activitățile pe care ei le desfășoară. Ei desfășoară zilnic activități acolo. Au un fel de program after school. Pe perioada de luni până vineri, în fiecare zi, în general de la 4 până seara la 6-7, desfășoară activități într-un centru pe care noi îl avem acolo. Și copiii sunt foarte încântați, încă chiar vin dimineața și bat, acum fiind vară, vin și le bat la ușă și întreabă dacă nu vor să vină să se joace în parc. Și au un impact foarte mare, adică pentru mine a fost uimitor să aud copii care vorbesc limba spaniolă pentru că au petrecut timp alături de voluntarii din Spania sau copii care au învățat limba greacă. Pentru că în cadrul proiectului ne-am dorit să avem atât activități recreative cât și activități educaționale și anume avem predare de limbă străină, engleză, spaniolă și greacă, avem jocuri în aer liber, avem activități artistice, avem unul dintre voluntari care este pictor și știe să picteze și a făcut tot felul de ateliere de creație pentru copii. Deci suntem îmbogățiți și noi ca și asociație și sunt îmbogățiți și beneficiarii noștri, care sunt copiii proveniți din medii defavorizate, ceea ce ne bucură foarte mult. Același lucru am reușit să facem și în Arad. Aici avem voluntari din Italia și din Spania, 4 voluntari. Ei sunt pe perioada mai-decembrie și își desfășoară activitățile în cadrul Școlii Generale numărul 3 din Arad, care tot așa sunt beneficiarii noștri ai acțiunilor pe care Asociația Sirinia le-a întreprins până acum. Și în tabăra pe care o organizăm vor merge copilași și din Arad și din Caraș. Să vorbim puțin despre tabără. Cum se vor desfășura lucrurile acolo? Care dintre copii pot să meargă? Toți? Copiii care au participat cu regularitate la activități vor fi selectați un număr de 80, ăsta e numărul pe care noi dorim să-l ducem în tabără. Sunt cei care au avut continuitate, care și-au dat interesul, pentru că tabăra este oarecum o încununare a muncilor pe parcursul unui an și este realizat din ajutorul pe care noi îl primim de la oameni simpli. Așa am realizat și anul trecut, să strângem alimentele pentru tabără și să le facem bucurie acestor copii, care mulți dintre ei au fost pentru prima dată ieșiți din mediul lor. Am avut copii care pentru prima dată au mers cu mașina, cu microbusul, n-au știut cum să reacționeze, adică pe parcursul celor 3 ore în care ne-am deplasat, ne-am oprit în repetate rânduri pentru că nu știau, acum plângeau, acum le era rău, fiind prima dată și au văzut un tren și au zis ei, nu au văzut niciodată ce un autobuz lung. Yeah. Sunt copii în ziua de astăzi care nu au acces la educație, nu au acces la tot ce înseamnă modern și nou. Și aceștia sunt beneficiarii și grupul țintă cu care noi lucrăm.
Voluntarii străini vor fi și ei prezenți în tabără, vor avea tot felul de activități și momente pregătite pentru copilași, inclusiv piese de teatru, vor învăța împreună cu copiii dansuri tradiționale din Spania, Cipru, Italia și România. Exact, exact. Ne-am propus ca pe parcursul celor 5 zile cât se va desfășura tabăra, copiii să fie împărțiți în grupe, oarecum asimilați țării respective, Spania, Italia, România, și la final, în ultima zi, să reușim să punem la scenă momentele pregătite de ei. Aduceți o noutate în tabăra de anul acesta, comparativ cu cea de anul trecut? Noutatea este, în primul rând, că alți copii, care poate sunt pentru prima dată, vor avea parte să interacționeze cu culturi diferite, pentru că până acum în tabără am avut parte de voluntari români și voluntari din Olanda, pentru că în Olanda prietenii noștri și-au făcut o asociație cu același nume, care au ca și scop principal susținerea activităților din România. De această dată va fi un eveniment intercultural, să-i spun așa, pentru că vor fi peste 5 culturi acolo și asta e și dorința, să facem schimb de bune practici și să putem să implementăm la un nivel profesional ceea ce înseamnă activitățile pentru copii. Ce a fost reacția copiilor din Arad când au auzit că urmează o tabără? Copiii sunt foarte bucuroși și ei sunt motivați de la început când participă la activități cu acest scop. Știi că dacă vii și faci efortul să vii și în weekend și faci efortul să rămâi după orele de școală, pentru că voluntarii noștri își desfășoară activitatea pe sistemul after school, după orele de școală, și pe parcursul verii va fi o școală de vară pentru copii. Adică știi că dacă faci efortul acesta să vii și să participi la activități, odată că vei fi îmbogățit cu lucrurile noi pe care le înveți în fiecare zi, iar al doilea motiv este că vei merge într-o tabără gratuită, pentru că copiii participă gratuit la această tabără. Și așa cum le-am explicat, noi ne dorim cât mai mulți să participe, pentru că într-adevăr sunt și niște eforturi foarte mari depuse de către noi să organizăm această tabără. Și pentru că nimic nu vine fără muncă, tocmai aceasta este încununarea muncilor. Este unul dintre proiectele de actualitate care se desfășoară și care se va desfășura în perioada următoare. Ce ați mai făcut voi de-a lungul anului? Pentru că, cum spuneam, nu ne-am mai văzut de mult și cu siguranță proiectele au fost numeroase. Așa este. Am mai avut, pe sfârșitul anului trecut, deja cunoscutul eveniment pe care eu îl organizez de câțiva ani, Schimburi Dulci cu Gust de Caritate. În acest an s-a organizat pentru copilași abandonați în maternitate. A avut ca și scop cumpărarea de hăinuțe pentru acești copilași și este un eveniment care are continuitate și după tabăra de vară mă voi gândi care va fi beneficiarul din acest an pentru acest eveniment. Și în mare parte ne-am focusat foarte mult pe ceea ce înseamnă activitățile de voluntariat cu voluntarii străini, pentru că este o muncă susținută, adică pare foarte ușor, da, au venit niște oameni străini. I-au venit dedicați, dar este greu pentru că trebuie să le organizezi timpul, trebuie să le organizezi și să găsești voluntari care să vină să le predea limba română, să găsești oameni disponibili să îi ajute cel puțin la început, pentru că ei vin și oarecum tu ești brațul de care ei se prind, vin într-o țară străină, într-o cultură străină și e greu la început și pentru ei. Și aici pot să spun despre voluntarii din Caraș. Nu au fost neapărat primiți foarte bine de către localnici. Toată lumea se uita urât la ei și spre rușinea noastră. Adică dacă pentru un om normal o pâine costa 2 lei, pentru ei costa 4 lei, pentru că erau străini. Și atunci a fost un șoc și a fost o muncă depusă din partea noastră de a le explica cum se treaba, că de fapt nu e așa, e doar o situație particulară care se întâmplă în zona respectivă și a fost o activitate complexă, dar suntem foarte mulțumiți de ceea ce a ieșit. Chiar acum în weekend am avut un festival pe care l-am organizat împreună cu ei și am avut parte de peste 50 de copii care au venit și s-au bucurat, au fost pictați pe față. Mulți dintre ei pentru prima dată nu știau ce înseamnă o pictură pe față și vorbeam că se apropie plecarea lor și spuneau că ei nu-și imaginează în momentul ăsta cum va fi să plece din România și cum va fi să nu mai fie împreună cu copiii. Adică ei au venit foarte focusați și motivați, că indiferent ce se întâmplă, ei au venit pentru copii și ei doresc să aibă un impact în viața comunității locale și își doresc să aibă un impact în viața copilului și cred că au reușit. Și noi privim oarecum așa cu
tristețe la faptul că vor pleca, dar pentru că noi urmărim continuitatea, ne dorim să aducem alți voluntari care să continue activitatea pe care ei au făcut-o, pentru că dacă faci, nu știu, o dată pe an un eveniment și nu-l continui, n-are niciun impact. Și același lucru, dacă am adus niște voluntari pe 9 luni și nu au o continuitate în următoarea perioadă, din punctul meu de vedere, ca și când n-ai fi făcut nimic, sau ca și când l-ai dus pe un copil de pe stradă și l-ai pus la o masă îndelșugată și a doua zi l-ai trimis înapoi în stradă. Că suntem adepții a ceea ce înseamnă activitatea și activități susținute și continuate. Exact, deci se înțeleg că după tabăra la care veți pleca, urmează un nou proiect. Exact, urmează un nou proiect de a copta voluntari și de a aduce în continuarea celor care vor pleca în septembrie în Caraș. Același lucru ne-l dorim și în Arad, că după ce se finalizează proiectul celor 4 voluntari de la școală în decembrie, să reușim să aducem alții, pentru ca să existe o continuitate. Am încercat să păstrăm grupul țintă de copii, n-am doar la solicitările lor am extins oarecum, pentru că dacă în primul an am început cu 20 de copii, în al treilea an am avut cerere de 30 de copii, iar în toamnă am avut 50 de copii. Și atunci a fost momentul în care ne-am și gândit, avem nevoie de voluntari care să poată să facă lucrul acesta, pentru că noi având un job și fiecare dintre noi făcând altceva în viața de zi cu zi și doar weekendul puteam dedica 100%, ne-am dat seama, ok, ca să avem un impact și ca să avem, ca să putem să arătăm altceva, trebuie să aducem niște oameni care să fie dedicați și care să-și permită câteva luni să facă acest lucru, adică să vină pentru copii și să știe că aceasta este oarecum activitatea lor zilnică. Și să... că ați reușit asta prin voluntarii străini. Exact, am reușit asta. Am reușit să desfășurăm tot felul de activități frumoase. Dau exemplu Carașului pentru că oarecum lumea e un pic diferită față de zona noastră. Nu sunt nici atât de multe organizații, oamenii sunt suspecți vis-a-vis de activitățile pe care le faci și cred că și modul și educația este puțin diferită de a noastră. Am început tot felul de activități în care am început să curățăm malul Dunării, să curățăm, să facem activități de ecologizare și de reciclare a deșeurilor și am fost priviți la început ca niște ciudate. Mentalitatea era că oricum nu va avea un efect, dar eu zic că am avut efect și că am reușit, pentru că acum o lună am avut activitatea de curățare a satului și m-am plimbat zilele trecute pe acolo și chiar în zona în care era cel mai mult gunoi, cel puțin până în momentul acesta s-a păstrat. Sperăm să aibă un impact pe termen lung și să observe că se poate și altfel, există și un alt mod de a trăi decât modul în care am fost obișnuit sau modul în care am ajuns să trăiesc. Sper și eu, și cel mai important ar fi ca și comunitatea de acolo să schimbe puțin mentalitatea asupra voluntarilor străini, care spuneai tu, spre rușinea noastră a tuturor a fost faptul că i-a privit așa, pentru că ei sunt niște străini care vin într-o altă țară să ajute niște copii, iar noi de aici îi privim ca și pe niște străini care ar fi venit să ne fure ceva. Exact, exact. Ei au venit cu inima deschisă să-și pună la dispoziție timpul lor, resurselor. Și uimitor pentru noi a fost că parte dintre ei au lăsat un loc de muncă bine plătit în țara lor și au venit să-și pună la dispoziție pentru că au văzut pe Facebook activitățile noastre și li s-a părut foarte interesat și li s-a părut că ei pot să aibă un impact. Au făcut-o în primul rând pentru copii, în al doilea rând au făcut-o pentru ei, au zis, noi vrem să vedem cum e să te descurci într-o țară cu... unde nu ai magazine, într-un sat, de fapt, în care cel mai apropiat oraș este la 30 de kilometri și ai un autobuz care circulă odată la 24 de ore să ajungi în Timișoara. Și au spus că dacă au făcut lucrul acesta, au făcut-o în primul rând pentru copii și în al doilea rând pentru ei. Și așa cum am zis, ei au venit plini și încărcați de resurse ca să ofere comunității, pentru că la urma urmei lucrurile acestea rămân în comunitate, dar reacția noastră a fost puțin ciudată, însă eu sper că dacă proiectele sunt continuate, în timp reacția oamenilor să se schimbe și cu siguranță se va schimba pentru că vin generații din urmă. Și am realizat un ziar cu voluntari în care ei luau interviu copiilor și copiii le luau interviu lor. Copiii spuneau că ei sunt foarte mulțumitori că au văzut această activitate și că atunci când vor crește mare își doresc și ei la rândul lor să poată să meargă poate în altă țară și să ajute alți copii.
Ceea ce este uimitor dacă ai reușit să determini dorința aceasta în rândul copiilor, pentru că știm cu toții lucrurile care le sădim în viața copiilor vor da rod când ei vor fi maturi. Da, și mai ales faptul că ei au dat un feedback imediat, chit că acțiunea se desfășoară, nu au trecut ani de zile până când să treacă la fapte, ci deja au un plan în minte. Exact, și viața lor oarecum s-a schimbat, pentru că dacă la început erau și ei reticenți unii față de alții sau nu se cunoșteau cu toți copiii care participau la activități, au început în timp să se împrietenească și dacă la început atitudinea era eu nu vreau să stau lângă el sau nu vreau să mă joc cu el, acum este un grup unitar, adică am reușit să implementăm și munca în echipă și respectul față de celălalt și să determinăm să nu mai se judece ei unii pe alții, ci să se accepte așa cum sunt și să întorească să-și îmbunătățească viața de zi cu zi. O astfel de atitudine încă de mic copil ajută foarte mult și la maturitate și poate, și eu sper, să schimbe cumva lumea noastră și țara noastră, o astfel de gândire mult mai liberă și mult mai extinsă ca a străinilor, pentru că în fond și la urma urmei ar trebui să-i urmăm puțin pe ei. Așa este. Așa cum am zis, da, eu sunt impresionată pentru că m-am gândit la mine, oare eu aș fi dispusă să renunț la locul meu de muncă și să plec într-o altă țară și să mă investesc acolo pe... minimul pe economie ca să pot să supraviețuiesc. Și în momentul ăsta nu neapărat am putut să-mi dau un răspuns. Și de aceea toată stima și respectul pentru oamenii și pentru voluntarii străini care vin și fac aceste lucruri. Pentru că nu e ușor nici pentru ei. Nu e ușor să fii plecat de acasă, de lucrurile cunoscute, ca și când ai ieșit din zona ta de confort și calci un necunoscut. Și nu știi ce te așteaptă. Nu știi ce te așteaptă, dar cu siguranță caracterul și voluntarii noștri au spus deja, adică ei s-au schimbat foarte mult, adică au învățat foarte multe lucruri și ei merg mult mai îmbogățiți de aici, din experiența pe care au avut-o și toți au repetat în cor, ne dorim să ne întoarcem, ne dorim să revenim peste ani. Încă voluntarii din Arad, parte dintre ei și-au exprimat dorința ca la finalul proiectului și-ar dori poate chiar să rămână câțiva ani în România, dacă și-ar putea găsi un loc de muncă și poate chiar în domeniul ăsta. Unul dintre voluntari mi-a spus, eu mi-aș dori foarte mult să pot să fiu profesor, dacă se poate, în țara voastră. Deci, dorința lor... În general, oamenii se îndrăgostesc de ceea ce fac și se îndrăgostesc de copii, de activitățile, pentru că, nu știu, și eu m-am îndrăgostit de munca cu copilul și de aceea am și revenit în planul organizației non-guvernamentale, pentru că pot să modelezi. Copilul poți să-l modelezi. Dacă știi să lucrezi cu el, poți să-l modelezi și să formezi caractere frumos. Și cred că lucrurile acestea au conștientizat și ei și, cu siguranță, că au reușit să modeleze și că reușesc în continuare să modeleze caractere și noi nu putem decât să le fim mulțumitori și să ne bucurăm de faptul că toate resursele și lucrurile pe care ei le aduc rămân, că ele rămân oarecum în România, rămân aici și sperăm să putem să avem un impact cât mai mare în viața cât mai multor copii. Sper și eu și îți mulțumesc că ai venit în această dimineață alături de mine să le împărtășim puțin telespectatorilor despre activitățile pe care voi le faceți și sper din tot sufletul să încercați și să reușiți să schimbați mentalitățile atât a populației noastre cât și a copiilor care vor veni din urmă și la un moment dat ei vor fi adulții, iar cu o minte sănătoasă și cu o mentalitate deschisă cu siguranță vor putea face lucruri mărețe. Așa este, îți mulțumesc și eu frumos că m-ai invitat și cu mare drag când vom mai avea alte proiecte, alte activități, să venim să le împărtășim și, cum am spus de fiecare dată, oamenii ne pot găsi pe Facebook, Asociația Sirinia, pe mine personal, Mihel Aleș, și pot să ne scrie dacă sunt interesați vreo activitate pe care ei o văd acolo, dacă vor să susțină pentru tabăra pe care noi o organizăm cu alimentele care sunt necesare și, de ce nu, să se implice pe termen lung alături de noi. Sper și eu și vă doresc succes în continuare. Mulțumim! Because I'm
latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una vida. Găsit, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit într-o nouă dimineață împreună la matinalul Vest Cafe, iar timp de oră vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în această dimineață invitatul meu, domnul Ioan Herbei, primarul comunei Moneasa, este alături de mine pentru a ne povesti cum se desfășoară pregătirile pe ultima sută de metri pentru marele eveniment din acest weekend, respectiv despre Parada Clătitelor. Bună dimineața și bun găsit! Haideți să vedem, sunteți în plin toi cu pregătirile, cum se desfășoară pregătirile pe ultima 100 de metri. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit și eu. Da, suntem chiar pe ultima 100 de metri, mai sunt 3-4 zile până la cel mai mare festival a zonei de vest, zic eu. Deci eu numesc așa Festivalul Clătitelor, de fapt Parada Clătitelor, că festivalul ne-a fost furat, adică cuvântul festival a fost luat în urmă cu câțiva ani, mă rog. Fiindcă, deci este cel mai mare festival din vest, fiindcă ziua de duminică chiar se strâng în stațiunea, mica stațiune, dar frumoasă, zic eu, stațiunea Moneasa, cel puțin 8-9-10 mii de oameni. După câte știți, și anul trecut a avut loc acest festival, de fapt este a 15-a ediție, și pe această cale vreau să mulțumesc domnului Teo Morar, fiindcă în urmă cu 14 ani, adică în 2001, a avut inițiativa aceasta de a face ceva chiar pentru stațiunea Moneasa, și a venit cu ideea aceasta a Festivalului Clătitelor. Și pentru noi înseamnă ceva deosebit pentru stațiune și mai ales pentru localnici din zonă, când au posibilitatea de a vedea o suită de dansuri și spectacole care vor începe sâmbătă la ora 11 cu formația Lupus Dacus. De fapt, sâmbătă la 11 are loc deschiderea oficială a festivalului, continuându-se toată seara până în amurg sau până la sfârșitul zilei, când la ora 22:30 vom avea un joc de artificii, care încă nu l-am anunțat, era ceva surpriză, dar mă rog, o spun acum în premieră.
Iar duminică, începând cu ora 14, avem formații de muzică populară cu dansatori și soliști, cum ar fi Lucian Dregan, mai mulți, mă rog, nu-mi vine acum să-i... Și lăsăm surpriza pe momentul de duminică. Vasile Coca, care îi mulțumesc și lui, fiindcă mi-a pregătit această formație, acești soliști, în număr de 9, deci sunt mulți și buni, vă promit. Iar, după cum vă spuneam, eu îl consider cel mai bun, cel mai mare spectacol sau festival din zona de vest, fiind strângându-se un număr atât de mare în stațiunea Moneasa. Dacă este să luăm cu începutul, anul viitor, anul trecut au fost de asemenea foarte mulți vizitatori în Moneasa. Avem un număr aproximativ a celor care au petrecut un weekend la Parada Clătitelor și cum s-a desfășurat mai exact parada anul trecut? Da, sigur. Anul trecut a fost în jur de 9.000 de oameni prezenți. A doua zi, de fapt, duminica este aglomerația cea mare, ca să o numesc așa. S-a desfășurat începând tot așa de sâmbătă dimineața, dar locurile din parc, de pe alea care desparte cel puțin hotelul Parc de Strand, se ocupă chiar de joi seara, având până la ora aceasta o grămadă de cereri venite pe primărie, pe site-ul primăriei sau pe fax pentru rezervarea diferitelor locuri. Majoritatea vor comercializa, bineînțeles, clătite, dar sunt și alți comercianți care vor vinde și alte produse, cum ar fi standuri cu diferite... Și anul trecut au fost standuri cu dulciuri, cu tot felul de produse tradiționale. Cu produse meșteșugărești și altele. Deci toată stațiunea, pot să vă spun, toată alea parcului, chiar de la cantină până la hotel, până la strand, este ocupată cu acești comercianți. Dacă este să facem un bilanț al anului trecut, cum s-a desfășurat parada comparativ cu alți ani? Parcă pe an ce trece este prezentă tot mai multă lume în stațiune. Eu aș vrea ca stațiunea să, normal, să se dezvolte și să fie cum a fost mai de mult pe vremuri, adică să fie vizitată de cât mai mulți vizitatori. Să știți că totuși pe primul loc nu sunt, din păcate, nu suntem noi ardenii care o vizitează, sunt cei din județul Bihor, pe locul 2 timișoreni, iar doar pe locul 3 sunt ardenii care ne calcă pragul, din păcate, în Moneasa. Iată că este un lucru pe care nu știau foarte mulți, cu siguranță ne așteptam ca noi să fim probabil cei mai mulți prezenți la festivalul, de fapt la Parada Clătitelor, dar bihorenii sunt cap de listă. Da, nu știu motivul, probabil fiind o stațiune de deal, munte, le place mai mult ca Felixul lor. Pentru anul acesta, care sunt câteva dintre elementele de noutate la Parada Clătitelor? Anul acesta vor fi clătite cu diferite gemuri, cu foarte multe gemuri de fapt, oferite de o firmă, nu vreau să fac reclamă acum, mă rog, avem și anumiți sponsori. Și chiar și clătite cu nuci, clătite cu mere, cu banane, cu fel și fel de noutăți. O diversitate în ceea ce privește clătitele. Vă mulțumesc că ați venit în această dimineață să discutăm câteva dintre elementele care țin de organizarea celui mai mare eveniment din stațiunea Moneasa din cursul anului. Sper ca evenimentul de anul acesta să fie un real succes ca și cei din anii precedenți și desigur să fie cât mai multe ediții în continuare. Cu siguranță va fi un succes și sper eu ca stațiunea Moneasa să înfloară pe zi ce trece, pe an ce trece, fiindcă e normal, e singura stațiune din județ. Așteptăm și alte ajutoare și din partea altor autorități, chiar și de la județ, dar din păcate asta este. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă aștept și să revină arădenii pe primul loc. Aia nu înseamnă să rămână bihorenii și timișoreni acasă. Dar totuși Aradul, totuși Aradul face parte din, sau Moneasa face parte din Arad. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Am revenit, dragi telespectatori, iar în continuare voi purta o discuție cu doamna Iudita Cuvinianu, director al Crucii Roșii Arad. Vom vedea unde este implicată Crucea Roșie în proiectele din această vară și care a fost activitatea din cursul anului în curs și care s-a încheiat. Bună dimineața și bun găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Haideți să începem cu începutul. Care au fost acțiunile la care ați participat în ultima perioadă și să facem un scurt bilanț al activității Crucii Roșii? Haideți să începem cu începutul. Noi în luna asta, în 4 iulie, am sărbătorit 139 de ani de existență. A fost un eveniment mare în istoria Crucii Roșii. Aceasta a fost sărbătorită la București cu președinta Crucii Roșii, care actualmente este Alteța Sa Regală Principesa Margareta, recent aleasă. Dânsa a făcut o festivitate cu voluntarii și cu conducerea Crucii Roșii Române la Palatul Elisabeta. Am avut și noi un reprezentant acolo, este vicepreședintele Crucii Roșii Române, domnul dr. Dragoș Beniamin, și a fost o sărbătoare deosebită în viața noastră. Asta ar fi evenimentul lunii iulie. În ceea ce privește activitatea, noi încercăm să ne desfășurăm o activitate continuă statutară, în primul rând în educație pentru sănătate, în programe de ajutor social, derulare de proiecte, concursuri pentru copii, deși nu în ultimul rând intervenție la dezastre. Deci astea sunt în mare activitățile comune în toată țara Crucii Roșii, pe care noi încercăm să ni le susținem și să le derulăm. Am avut în acest an analiza activității pe ultimii 4 ani, fiind un an conform statutului de alegeri. Ne-am ales în luna martie noua conducere a filialei. Avem un președinte onorific pe domnul colonel Paicu, de la Inspectoratul de Situații de Urgențe, vicepreședinți domnul dr. Dragoș Beniamin, domnul Lucaciu Marcel, care și un birou și un comitet format din 28 de persoane, doamna dr. Nicolescu Laura. Deci avem cadre medicale care ne ajută la derularea activității, avem și pensionari care ne ajută la activitățile sociale și reprezentanți ai tinerelor, tinere studente de la Universitatea de Medicină, cu care avem foarte multe activități în comun. Deci astea ar fi cele două mari evenimente ale acestui an. Sigur, ați participat la prea multe evenimente ca să începem să le detaliem pe fiecare, dar ce se anunță pentru implicarea voastră în această vară? Deci am pornit anul ăsta cu derularea unui proiect mare Prosănătatea, proiect finanțat din fondul POSDRU, care se referă la creșterea nivelului de calificare a personalului din domeniul medico-sanitar. Facem calificări în meseriile de babysitter, îngrijitor copil, acum infirmiere. Am finalizat actualmente 84 de cursante, au finalizat cursul, cursul este gratuit și am luat personal care nu are calificare și am încercat să le ridicăm nivelul de calificare ca să-și găsească un loc de muncă pe măsura calităților și a muncii pe care doresc să o efectueze. Asta este o activitate care o continuăm până luna octombrie, când finalizăm încă cursuri de infirmiere și îngrijitori bătrâni la domiciliu. În rest, ne-am derulat activitățile tradiționale, am avut concursul Sanitarii Pricepuți, luna mai când e luna Crucii Roșii, a fost o lună mai încărcată în evenimente. Am participat peste 600 de elevi la fazele județene și fazele zonale. Avem liceul din Lipova, Tanase Marinescu, copii care au luat note foarte bune și pleacă luna asta în tabără la Poiana Pinului și ne vor reprezenta la tabăra națională a concursului. Am pregătit detașamentul de intervenție la dezastre, echipajul de prim ajutor, care a luat locul 1 la faza zonală de la Giogiu, unde ne-am bătut cu 4 județe din vestul țării. Tot cu ei vom pleca la tabără națională în 8 august la Poiana Pinului. Trebuie să-i pregătim, să-i dotăm, deci avem emoții. Am avut realizări bune cu detașamentul și locul 1 pe țară. Sperăm să ne apropiem măcar de primele 3 locuri și în acest an. Sunt tineri studenți care n-au voie să fie din domeniul medical, care sunt și voluntarii filialei. Acestea au fost activitățile mai mari. Am participat la o serie de acțiuni legate de acordare prim ajutor, concursul sportiv împreună cu inspectoratul școlar. Am participat la zile de problemele de caniculă care au fost, am avut personal, noi am avut la gară și la filmele care au fost seara în Parcul Eminescu. Avem o serie de acțiuni în orașele din județ. Am fost la o tabără de elevi la Nădla cu donații, am fost la Pecica, la case de copii cu dizabilități. Am avut niște donații primite pentru educație sanitară stomatologică, pastă de dinți, ciocolată și astea le-am distribuit copiilor din casele de copii. În cadrul filialei am realizat două acțiuni de eliberare
îmbrăcăminte, plapumă, cele necesare persoanelor vulnerabile care ne-au solicitat. Asta la noi în curte, la sediu, facem acțiunea. Donațiile vin din partea Crucii Roșii Germane și de la persoane fizice din Arad și de asemenea în limita posibilităților și a celor donatori care ne-au dat la campania Banca de Alimente care se derulează în două supermarketuri din Arad, am distribuit și alimente a 10 kg pachetul. Este să ne axăm strict pe implicarea Crucii Roșii pe perioada de vară. Ce putem să le transmitem telespectatorilor în legătură cu perioadele caniculare pentru o anumită prevenție? La perioadele caniculare este foarte bine ca lumea să înțeleagă că nu este bine să stăm în stradă. Chiar în zilele astea caniculare care au fost, îmi pare rău, dar trebuie să spun, foarte multe persoane vârstnice, la ora 12 când noi ieșeam de la ședință de la prefectură cu canicula, se plimbau pe bulevard. Deci la orele astea, cât putem să ne menținem în casă, dacă e nevoie neapărat să ieșim pe stradă, trebuie să avem capul acoperit, să avem sticla de apă la noi și dacă avem probleme, anumite probleme medicale, e bine să nu părăsim totuși locuința, că poate să se agraveze aceste probleme. Sperăm ca în săptămâna viitoare, când am înțeles că iară vor fi niște perioade caniculare, arădenii să fie mai înțelegători și să înțeleagă că nu e bine să ieși în soarele la arzător de la ora 12, de la 11 până pe la ora 5 după masă. Am avut cazuri de intervenție a Crucii Roșii? Noi n-am avut, noi la sectorul de gară și la concert n-am avut. La celelalte puncte au fost persoane care au solicitat apa și au solicitat măsură de tensiune, care în cazul ăsta sunt utile să nu faci o cădere de tensiune sau să-ți crească tensiunea. Spuneați de proiectul care se desfășoară până în luna octombrie. Este deschis tuturor persoanelor interesate? Proiectul a fost deschis personalului care este angajat în domeniul medico-social sanitar. Deci asta se referă la personal din spitale, din ONG-uri, din case de copii, din azile de bătrâni, personal care să n-aibă calificare, cei care au făcut cursul de nivelul 1 să n-aibă nicio calificare, cei care au optat pentru nivelul 2, cum infirmiere și îngrijitor bolnav la domiciliu, puteau avea o calificare de nivel 1, dar condiția esențială era să fie personal angajat. Deci n-am putut face pentru șoc. Așa a fost proiectul scris, a fost câștigat de Crucea Roșie Română și s-a derulat și se derulează în 18 județe ale țării. Ce urmează pentru Crucea Roșie începând din această toamnă, sfârșitul verii, să spunem așa? Păi din această toamnă noi ne pregătim după concursul de detașamente de la faza națională, o să sprijinim zilele Aradului, o să avem corturi puse și în ștrand, o să participăm la praznic de pită nouă, la concursul de gogoși în Chișinău, Cristotela și o să facem și mici demonstrații de prim ajutor pentru populație și vom acorda măsurători de tensiune, de glicemie. Ce urmează? Urmează un concurs foarte mare la nivel național, se cheamă FES 2015, este un concurs a echipajelor de detașamente de intervenție la dezastre. Fiecare țară care are echipajul pe locul 1 participă la faza internațională. Avem deosebită onoare să organizăm anul ăsta la București, va fi în Parcul Tineretului în 10-13 septembrie. Participă 27 de țări, este o pălărie mare pentru organizare, dar se pare că o vom duce la bun sfârșit. Noi vom avea acolo reprezentanți, un medic și un instructor formator în jurizare și o să avem 3 voluntare în pregătirea mulajelor și pregătirea victimelor, pentru că vor fi 16 cazuri de acordare prim ajutor și pare mi se vreo 8 de relaxare. Deci asta este o activitate foarte mare, noi cu ce putem îi sprijinim. Urmează ca din septembrie să pornim un nou curs de surori voluntare de Cruce Roșie, care le ajută diploma la munca în străinătate pentru a îngriji bătrâni la azilele din Arad. Continuăm cursurile de prim ajutor, cursuri pentru persoanele fizice și juridice, mai ales pe baza legii 319 cu risc de accidente. Și o să ne mai gândim, să vedem ce ne mai... Avem și un proiect de educație stomatologică la clasele mici, o să intrăm, o educație la licee, am început-o anul ăsta și o vom continua, pregătirea pentru dezastre, ce trebuie să știi și ce trebuie să ai în casă pregătit în mod normal într-o geantă dacă vine un cutremur sau o inundație. Noi avem un model de geantă și încercăm să le arătăm la elevi, aștia la liceu mai mult. Ne gândim în perspectivă, ele apar. Acum, de exemplu, sâmbătă o să mergem la
zilele de concursul Ziridava persoanele cu dizabilități. Încercăm să-i ajutăm dacă e vreo problemă, cum am fost și la maratoanele care au fost organizate. Deci noi răspundem la solicitări în limita posibilităților de voluntari, că noi voluntari avem, deci n-ar fi problemă, dar fiind perioadă de vacanță, s-a terminat examenele, mai se relaxează. A, și ce am mai uitat să spun, ne ocupăm foarte mult de voluntari, să-i ținem aproape de noi și voluntarii noștri de bază îi recompensăm vara cu tabere gratuite. De exemplu, săptămâna viitoare îmi pleacă 4 voluntari în tabără la Beliș, organizată de filiala Cluj, o tabără de dezastre foarte dură, de 9 zile unde și 24 de ore caută victime prin pădure. Ei se antrenează, după aia trimitem 2 în tabără la Poiana Pinului, organizată de Crucea Roșie Română. Încercăm să îi recompensăm cum putem pentru activitatea pe care ne ajută. Încercăm să facem și noi o tabără, poate în septembrie, să vedem în județul Caraș Severin, pentru ei, în limita posibilităților financiare și a posibilităților lor de a putea veni. Numeroase proiecte, atât pe timp de vacanțe, cât și pe parcursul anului. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc că ați intervenit în această dimineață, în cadrul matinalului, cu câteva recomandări, dar și cu câteva idei pe care le-ați adus în fața publicului și, de asemenea, cu siguranță, arădenii știu importanța Crucii Roșii și importanța voluntarilor pentru viața noastră a cetățenilor și știm că de fiecare dată voi sunteți alături de noi. Cu tot dragul și altă dată venim la dumneavoastră. Mulțumesc! Să vă prezint încă o dată programul pe care îl propunem. În prima parte se va desfășura toată activitatea de evaluare a activității filialei în ultimii 2 ani, după care vom trece la activitatea de, eu știu, alegerea comitetului filialei județene și a unui reprezentant care va participa la adunarea generală a Societății Naționale de Crucea Roșie. În privința activității filialei arădene a Crucii Roșii, s-a observat că în anii 2013-2014, cea mai mare realizare a membrilor a fost schimbarea sediului și reamenajarea acestuia pentru desfășurarea activității într-un spațiu optim. Astăzi este o zi mai festivă pentru Crucea Roșie din Arad. Avem adunarea generală de alegeri. Din 4 în 4 ani, organele deliberative, voluntarii sunt aleși. Anul ăsta organizăm această adunare cu analiza activității pe 2013-2014. La ordinea de zi mai avem raportul Comisiei de Control Financiar și punctul 3, alegerile noilor organe. În momentul de față există 93 de voluntari înscriși în programele de la Crucea Roșie și 1830 de membri cotizanți. Cu toții urmează cele 7 principii fundamentale. Mișcarea nu face nicio deosebire de naționalitate, rasă, religie, condiția socială sau apartenență politică. Ea se dedică numai ajutorării indivizilor pe măsura suferințelor lor și acordă ajutor prioritar în cazul celor mai urgente nenorociri. Neutralitate. În scopul menținerii încrederii tuturor, mișcarea se abține să ia parte la ostilități și controverse de ordin politic, rasial, religios sau ideologic. Independență. Mișcarea este independentă, auxiliare ale autorităților publice în activitățile lor umanitare și supuse legilor care le guvernează țările. Societățile naționale de Cruce Roșie trebuie să-și păstreze o autonomie care să le permită să acționeze întotdeauna numai conform principiilor fundamentale ale mișcării. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost alegerea pe următorii 4 ani a celor care vor reprezenta Crucea Roșie la nivel național. Va fi un comitet județean format din 27 de membri, o comisie de control financiar, un președinte, 3 vicepreședinți. Și-au depus candidatura la președinte domnul colonel Paicu Dan, la vicepreședinți pe probleme de dezastre domnul Lucaciu, de tinere domnul dr. Drago și doamna dr. Nicolescu pe sănătate. Cu ajutorul partenerilor din județul Arad, Crucea Roșie beneficiază de 5 detașamente de intervenție la dezastre. De asemenea, activitatea anuală arată că se acordă ajutoare la 1480 de familii, 2400 de persoane, acestea constând în alimente, îmbrăcăminte, materiale medicale, dar și alte ajutoare pentru copiii neinstituționalizați. Anual, Crucea Roșie încearcă să intervină în beneficiul societății cu toate resursele necesare.